Bună ziua, domnule. Bună ziua. Știi graiul nostru? De ce nu l-aș ști? Par a fi picat din lună? Nu, dar credeam că ești inglez, de la comisiune. Spune, moșule, ești de mult prin părțile astea? Păi, cam de multișor. A zice că sunt născut aici, dar de câți ani anume, e cam greu să fac socoteala. Să fie vreo 65, să fie 70, nu mai știu. Ești pescar? Am fost în tinerețe, acum iau de farul ăla, în seamă. Ah, dumneata ești Ifrin, paznic cu farul. Dar păi cine? Tocmai te căutasem. Baba dumitale e cam aspră. Tu că se pe pustii. Poftim, moșul. Mulțumesc, domnule. Ca să nu te mai chinuiești cu amnarul. Am și eu la afară, că mi-a dat comisiunea să aprind felinarele, dar știi, pentru lulea, cel mai bun e amnar. Spune, moșule, ești tare grăbit? Nu, no, că mai e până la apusul soarelui și felinarele sunt șterse. Spune-mi, știi ce-i cu corabia asta? Știu. Și cu asta, și cu aia de mai la vale, și cu aia, dar să nu mă întrebe anul. Astea sunt nelegiurile, nu spune. Erau niște tâlhari de apă, pirați, cum se zice astăzi. Băteau Marea Neagră și Marmaraua și Aripelagul și nu mai știu care mare. Căpetenia lor era unul, Accente. Dar lumea zicea spânul, fiindcă nu-i creștea niciun fir de păr pe față. Nici mustață, nici barbă, știa așa, ca la neoameni. Nu știu dacă e adevărat că de văzut nu l-a văzut nimeni. Spân, dar om subțire, trăit prin lume, cu știință de carte, că te miri de ce s-a apucat de tâlhărie. Tâlhare și cu spânul pândeau seara la țărm și dacă vedeau vreo corabie cu pânze pe mare, puneau felinare în coarnele boilor, ca să le legene. Să creadă că sunt corabii la ancoră. Păi așa de meneau, unele intrau pe nisip și nu mai aveau scăpare. Spune, moșule, cu corabia asta crezi că s-a întâmplat la fel? N-o fi scăpat cineva? Spânul nu lăsa să scape pe nimeni, nu crezi să fi scăpat. Aici e altă poveste. De unde știi că n-a fost mâna lui spânul? Nu știu, domnule. Poate a fost, poate n-a fost, nu știu. Bohoi era acolo, l-am văzut cu ochii mei. Că spânul l-o fi uitat, că l-o fi priponit anume? Nu știu, dar de văzut, l-am văzut cu ochii mei. Să fie 6-7 ani. 4 ani în aprilie. Așa e, că l-am încurc. Da, era primăvară, țin minte că asta. Dar n-am auzit să fi scăpat careva. Uite că mă luai cu vorba și uitai de far. Mă duc să aprind felinarele. Ah. Domnule, să mă ierți că te întreb. Mi se pare că vorbele mele te-au întristat. Dar ce-i dumneata cu corabia asta care putrezește aici la mal de atâți ani? A fost a mea, moșule. A dumitale? Aici erați? Te așteptam, domnule. Tăteam de vorbă cu Gherasim. Nu știam ce-i cu dumneata. Ai vreo poruncă de dat? Noaptea asta rămânem pe corabie, dar mâine dimineață coborâm bagajul și ne luăm rămas bun de la capitan. Așa de repede te răzgândești dumneata, nu mai plecăm la drum, așa cum spune? Ba da, plecăm, dar nu cu corabia lui Chiriani. Viu cu dumneata.
Nu-mi pare rău de Chiriane, dar îmi pare rău de Penelopa. Am umblat atâția ani cu ea. Ce, Ismail? Vânt bun este. Plecăm Stambul. Mai bun nici că se putea. Mâine debarcăm? Da. Rămân aici. Luăm Gerasim? Da, le iau cu mine. Nu știam că ți-a spus. Capitan, luam și Ismail. Stăm la cârmă, spălam puntea, cuseam pânză, munceam. Facem muzaca, facem. Ismail, bun bucătar este. Facem saraicli? Bine, dar știi ce am de gând? Știam. Spus Gerasim, tot spus. Bagă de seamă. O să plecăm la capătul pământului. Plecăm. Mâine plecăm. Ismail, nu-mi ghițeam asta. Chiriane asta. Zgârcite este. Zgârie brânză este. Mulțumim. Drum bun și cale bătută, capitane Iani. E, să lăsăm să se ducă. Acum uite ce avem de făcut. Ieremia, te duci în târg și cauți o prăvălie sau un croitor să-ți potrivească niște haine ca lume. Dar nu-i nevoie, domnule. Când o veni vaporul austriac la prânz, o să găsesc eu pe cineva să-mi dea o uniformă pe un clontier de rachiu. Mie nu-mi plac asemenea treburi. Să nu iasă bucluc. Și crezi, dumneata, că slujitorii Imperiului sunt mai breși decât alții? Mă rog, treaba voastră. Ieremie, să cauți prin târg, să vezi unde ne putem găzdui câtva timp. Asta nu-i greu. Varul Haralam se are bine cu toate vădanele. Numai că noi nu suntem puși pe însurătoare. Ismaile, tu rămâi aici cu calabalâcul până vine Ieremie cu o căruță să-l duceți la gazdă. După ce-i sprăvis toată treaba, o luați pe canal în jos până la far. Acolo o să mă vedeți pe mine. Capitan, astăzi nu mâncăm? Până una alta o să mâncăm la locanta de acolo. Chiar du-te, vezi cine poate da la prânz. Știm, plachiei cu crape stem. Dar tu de unde dracu știi? Nu miroseam? Gerasime, tu vino cu mine. Ieremie, vezi, poate găsești undeva niște lopeți. Asta tot vărul Haralam găsește, că el le descurcă pe toate. Am plecat! Aristide, nu stricam plachia, bre! A? Puneam piper și dafin puneam. Mai puneam puțin dafin, puțin piper, făceam foc mic. El. De ce scriam? Amarit. Asta pentru simpatrioți. Se vadă că tânzim de dorul la patrida. La sambre schimbam, Ismail pictam. Frumos pictăm, Ismail. Scriam la palicaru veselit. Hai să-ți arăt ceva acolo. Dar asta e Marta. Pot să jur. 5 ani am navigat pe ea între Marea Mânecii și Gibraltar. Nu te înșeli. Numai că nu se mai chema Marta. E o poveste lungă care am să ți-o spun într-o zi. Acum hai să vedem ce putem face să-i schimbăm soarta. Ar fi păcat să putrezească aici. A fost o corabie fără perechi. A cui o fi acum? Fosta mea.
A mea și a unui prieten care bănuiesc că a pierit aici împreună cu tot echipajul. Poate ai auzit de niște pirați care acum câțiva ani... Spă, nu! Da. Mă jur că într-o zi, eu o să-i pun ștreangul de gât cu mâna mea. L-a omorât pe fratele meu, pe soțir. Ștreangul o să-i punem împreună. Prietenul pe care mi l-a ucis mi-era mai mult decât un frate. Hai să ne apucăm de treabă, să vedem ce-i de reparat și să facem socoteala materialelor care ne trebuie. Și pe urmă am să mă duc la capitanie să închei actele de cumpărare. Ce? Nu înțeleg. Ce cumpărare? Păi nu-i corabia dumitale? De la cine s-o cumpere? Numai a mea, dacă a rămas în părăsire. După vreme, orice epavă trece în stăpânirea statului. E, asta e bună. Eu n-aș întreba pe nimeni. El e Haralamb. M-am gândit să le iau cu mine, să le dea o mână de ajutor. Că la șantier nu prea are de lucru. Foarte bine. Ce vânt te-a adus la Sulie? Păi, noi, domnule, am fost frați mulți acasă, ca și la Eremie. Pământ puțin, dar risipii care încotro pe la oraș. Să ne câștigăm pâine. Am lucrat la o moară din Brăila, am fost la un dulgher. Și acum de vreo 2 ani încoace am venit la Sulina, că m-au îmbiat austriece la șantierul naval. Lăsați, domnule, că să ne povestească el tot altă dată. Cum și de ce a fugit de la dulgher? Că de la Sacageu știu cum a fost. E, hai să ne apucăm de treabă. Mulțumim că vrei să ne dai o mână de ajutor. Bucuros, domnule. Ce aveți de gând? Uite, mai întâi o să dezgropăm corabii. Gerasime, noi o să coborâm sub punte. Bănuiesc că trebuie să fie o groază de nisip și acolo. Tare ca piatra, domnule. Și aici la fel. Ha! 4-4! Marți! Să nu mai joci cu mine dacă ești azi anul. Ziua. Bună ziua! Vorbiți românește? Aș putea vorbi turcește, văd că porți fes. Dar e o limbă pe care o știu mai puțin. Turcește? Nu știu. Ceva bulgărește. Dumneata ești de multă vreme aici? Cam de multișor. Spune-mi, prin vara lui 78, n-ai primit o scrisoare de la Istanbul? Prin 78? Să mă gândesc. Prin 78... Un pic verzui! Deci l-ai primit? L-ai și primit. Ți-am scris și iarna trecută de la București. De Goeleta l'Esperance, sub pavilion francez, n-ai auzit? Păi știu, domnule, pe aici trec multe vase pe la noi. Corabie prădată de pirați. De pirații nu-i spun. Știu. Și atunci de ce n-ai răspuns? Să răspund? De ce n-am răspuns? Ce este? Pe regulament. Și ce scrie aici? Merge cam greu fără ochelari. Domnule, eu nu prea sunt deprins cu scrisul ăsta nou. Eu îl știu pe ăla ce cirilic. Da, da, nici pe vremea aceea nu se țineau cărțile de andoasele. Citește aici. Domnule, nu mă nenorocii. Dacă te-au trimis să ia de la București să mă descoși, uite, am strâns vreo 15 polișori. Ți dau pe toți, să nu mă spui. N-am nevoie de niciun ban. Mă mai împrumut cu 5. Îți dau 20. Îți dau și 3 lase, le-am împușcat ieri.
Nu mă interesează. Aș vrea mai să-mi spui, cum naiba îți faci slujba dacă nu știi să scrii și să citești? Ce să citesc? Ce să scriu? Când dumneata nu primești corespondență, instrucțiuni, circulare de sus? Nu, domnule, la noi treaba merge ibris și nu se amestecă nimeni aici. Cum ai spus că merge? Ibrișin. Atunci aferim. Domnule, o cafea. Nu mulțumesc. Ciubuc. Nu obișnuiesc. Atunci, o tablă, un frânguț. Poate altă dată. Păi da, nu mă spui. Nu, nu, fii liniștit, n-am să te spun. Dacă n-ai știut să citești acum 4 ani, puțin îmi pasă dacă nu știi azi. Adică nu. Dacă nu înveți carte, te spun. Îți aduc un abecedar. Așa, domnule, tocmai la abecedar îmi lipsește. Patru, doi. Poartă în casă. Lăstună! Lăstună! Reața aia s-a frit? Breharalam, asta de la sarai vine. Prăjitură de sarai. Sarai este acolo unde sultan neveste țineam. Multe neveste. Turcește prăjitura, se zice gli. Sara e gli. Asta în prăjitură am fost făcut de un cofetar pentru sultan, dar un ucenic pe zevenchi am fugit și am vândut cum facem sarai gli. Cine Coran cunoaștem, cunoaștem că sarai gli în borcan punem cu mere și dulceața. Dulceața este de tarandafir, tarandafir. În borcan punem cu mere și lăsăm 10 zile. Dulceața pătrundem, facem flaget și pe urmă mâncăm. Deci de lingeam. Gerasime! Ai avut dreptate. Nu merită să aruncăm bani în vânt. Cum merge? Băi, noi într-o pără de seară isprăvim. Dar mâine o să avem nevoie de mai mulți oameni ca să o punem pe sănii și să o pregătim de lansare. Haralam, crezi că o să mai găsești câțiva oameni cu frânghi și scripeți? Adică să-i caut astă seara? Păi cum? Las că-i găsim noi, domnule. Hai să mergem. Ismaile, oare ce o să mâncăm la Kirpanayotis? Nu miroseam, suntem departe. Bine, bine! Cât o lipsi Ieremia, nădăjduie să ne șghibăm o gospodărie aici lângă șantierul nostru. Cum adică să lipsesc? Te trimit la Galați după marfă. Pleci mâine dimineață cu vaporul. Te trimit pe tine, fiindcă orașul ți-e mai cunoscut. Uite, ai aici o listă cu materiale. Și aici, ai 100 de galbeni. Da. O vei frică, domnule? De ce? Păi, 100 de galbeni e prețul unei gospodării de un chivernisit. Cât ai flinta cu tine, nu mă tem de nimic.
Gata, este, poftim, mâncam. Asta ciorba de perișoare este. Cu borș ca la gheauri. Nu le ușteam. Le ușteam mult este. Poftim, gustam. Gustam. Nom, 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 nom. Ia uitați-vă, fraților, vine Ieremia. Bine ai venit, Ieremie. Bine te-am găsit, domnule. Poftă bună, fraților. Hai, stai jos. Spune ce ai făcut. Am adus tot ce mi-ai poruncit până la ultimul cui. Dar numai lemn de pin pentru catarge l-am găsit. Am vorbit cu... Mâncam, mâncam. Să trăiești, Ismaele. Am vorbit cu un plutaș de pe bistriță, unul de-l cunosc eu că i-a fost căprar la uștire, să coboare la vale doi pini înalți. Cum o să ții la galați, îmi dă de știre. Bine ai făcut. Nu e nicio grabă. Catargele ne trebuiesc mai târziu. A! Am adus și cărțulie pentru capitanul portului. Uite-o, am găsit-o. Văd că v-ați aranjat aici gospodărie în lege. Da. Tu ce ți-ai pus, bă, basma galbenă la gât? Nu te vezi cât ești de negru? Pe ghiocică o văzuse. Nu. Dar l-am văzut pe Tațu. Pe sacagiu. Domnule, trebuie să grăbim brânzul, că ne așteaptă barca în port. Și mai am acolo un băietan pe care l-am luat cu mine să-mi fie de ajutor. O fi flămânzit și el, săracul. Hai să ne grăbim. Mulțumim, Ismaile. Mulțumim, Ismail. Ismaile, mulțumim. Mulțumim. Mulțumim, Ismaile. Poftim, făceam borș de perișoare pentru gheauri. Carnea nu dăm la mașină. Tocam cu satelul, tocam ca la Stambul. Ce ne-am priceput? Am făcut-o, mâncam. Am mâncat? Nu, că s-a supărat baba și-a dat mâncarea la câini. Stam, dam borș, Ismail. Borș cum găteam la gheauri. Borșul cu pâine nu-i bun, n-ai mamaligă? Mamaligă? N-ai una de lemn. Borșul cu ligură de fier își pierde din gust. N-aveam. Ei? Cum este gust? Borșul e bun, nimic de zis. Numai că perișoarele sunt tocate prea mărunt. Perișoarele mărunt? Mihul cheamă. Îl iau să-i dau ceva de mâncare. El e băietanul de care v-am vorbit. Vere. Ce? Ia. Că nu-ți pare rău că ai venit. O să capi cele de cuvință pentru osteneala ta. Câinele e al tău? L-am găsit pe drum mai de mult. Pe semne l-au pierdut niște vânători. S-a luat după mine, așa că acum umblăm împreună. Adică n-ai văzut-o tu. Te juri. Băieți, duceți-vă și căutați niște oameni și o căruță să descărcăm barcazul. Unde-i capitanul? Peste drum, se cinstește. Și acum încotro, Mihul. Mă gândeam să mă întorc cu barcazul la Galați. Și pe urmă... De unde ești? Din Mușcel. De sus de Rucă. Ce făceai acolo? Cu oile. Ale voastre? Nu, no, la stăpân. Astă iar ne-au dat lupii la stână. Când baciul era plecat de val. Au făcut prăpăd. 9 oi au sfâșiat. Din 11 câini,
au lăsat fi doar 5. Când o veni bagiu, m-a bătut o săptămână. Și atunci ai fugit? Am fugit. De ce nu te-ai dus la ai tăi? Dacă n-au nici de unele. M-am dus la Câmpul Lung să intru la un negustor. Dar acum îl găsisem pe Lăbuș. Eram împreună. Negustorul a zis că mă primește. Numai să-l alung, că nu-i trebuie javră. Lăbuș îl cheamă? Lăbuș. Și acum? Vrei să te întorci să cauți alt negustor? Așa mă gândeam. Poate găsesc unul mai bun. Ascultă. Ce-ar fi să stai cu noi? Ce să fac eu, domnule? Ce o să facem cu toți? Ce zici, te învoiești? Pe Lăbușul ei? Oh, altfel nici nu mă gândesc. Voi, 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 voi. O de tipar. I de mână. Venisem să facem o tablă. Dar văd că ești ocupat. Să le ia dracu cine mai făcut și pe astea. Dar nu mă las. Să nu te lași. Dacă tot te-am strânit să vii până aici, hai mai bine să facem o tablă. Hai! Ia să vedem. Negre, albele. Toată asta care se vede aici, e numai apă. Numai apă, băi. Și din câte vezi tu, nu e nici a mie aparte din câte apă e pe pământ. Aoleo, maică. Cum tocmă la țară, cred că mă opresc. Chituită! Ăsta nu-i copa! Stai, băi, omule, nici n-am apucat să spunem bună ziua! Noroc, bine ai venit! Hai, Ismaile, pune-te un ceai! Hai, vino, vino să te usuci! Bei un ceai, Ferminte! Hai, bă, băi! Asta mai zic și eu. Mâncare ca asta, cred că nici boierii n-au decât de zile mari. Lăsăm, așteptăm.
Mâine musaca facem. Ești bucuros că ne-a venit lemnul de catarge, domnule? E, sigur că sunt. Dar mai mult mă bucur când mă gândesc ce marinar o să fie Cristi. Domnule, îl facem cârmaci. Fiți îngăduitor și nu râdeți de mine dacă nu m-am purtat așa cum trebuie, dar să știți că eu până astăzi n-am văzut marea. Cum o să râdem? Tocmai ne minunam cu toții cât de dibaci ai învins. Chiar nu râdeți de mine? Nici vorbă. Da, dumneavoastră ce puneți la cale? Încotro plecați? Ismaile, mai adă un ulcior cu vin. Mihule, du-te în baracă și vezi că pe masă sunt niște hărți. Le știu, domnule. Pe care să o aduc? Adă-le pe toate să nu le încurci. Uite, aici e tot pământ. Cu mări, cu oceane, continente. Și uite unde suntem noi. Aici e Marea Neagră. Iar aici, țara românească. Uitați-vă cât e de mică pe lângă restul pământului. Adevărat, domnule, că mare e pământ. Păi noi ce suntem pe lângă el? Stambul, Stambul, unde suntem? Iată drumul nostru. N-ai glumit, domnule. E chiar la capătul pământului. Stambul departe este. Stam, vedeam. Eu nu merg. Nu vă fie frică. Nu e un drum chiar atât de greu. Dacă știi socoterile, toate se ușurează. Vreau să ajung acolo, fiindcă n-au putut să ajungă alții, deși s-au străduit. E un legământ făcut cu mine însumi, să nu las necercetate locurile acelea necunoscute. Mai ales că omul cu care am făcut planurile, prietenul meu cel mai bun, nu mai este. Și la ce folosește, domnule? La ce folosește? Dacă mari navigatori ca Magellan sau Columb, când au pornit la drumurile lor, mult mai lungi decât al nostru, s-ar fi întrebat la ce folosește, astăzi poate nici n-am fi avut dovada că pământul e rotund. Mergeam? Ismail este marinar? Suntem marinar, domnule. Mi-am înțeles să te urmăm. Mergem oriunde vrei. Bine. Dar aș vrea ca mai înainte să înțelegeți cu toții ce mi-am pus în gând. Ce nu înțelegem azi, o să înțelegem mâine. E, da, sigur. O să înțelegem. Dar altceva s-a încălcit în mintea mea, domnule. Călători ca Magellan, Columb, sau mai știu eu care alții, cam auzit și eu de ei, au avut la îndemână mijloace îndestulătoare. Și tot le-a venit greu. Noi cum o să ne descurcăm? Ai dumneata atâția bani ca să îndrăznim să plecăm la un asemenea drum? Am pentru început. În orice caz, destul ca să terminăm corabia și să vă plătesc pentru ce ați muncit. Da, dar mai pe urmă, cine plăteam? La chirianii 7 lire pe lună am plătit. Eu am să vă dau 10, cum ne-am înțeles. Și o să luați parte și la câștig. Câștig? Asta câștig de unde luam? De unde luați chirianii? Cărăm marfa? Pireu, Stambul? O să cărăm până la vara viitoare la Pireu, la Istanbul. Pe unde o să găsim? Și pe urmă? Pe urmă, la vara viitoare, când o să avem strânși destui bani, o să pornim dincolo de Gibraltar, spre Pernambuco, Rio de Janeiro, Buenos Aires. Allah, Allah, Buenos. Dar vă înțeleg teama. Una e să navighezi în ligheanul tău pe la Pireu, pe la Stambul, și alta e să te avânzi la capătul pământului. Spuneați că pe acolo primejdile sunt mai mari. E adevărat, primejdile sunt mai mari.
Dar când o să ajungem la Istanbul, o să asigurăm corabia și în caz de vreo nenorocire, o să primiți destui bani ca să vă puteți întoarce acasă și nu cu mâinile goale. Asta bine am gândit, dar vrem știm. Ia nu mai faci atâta nazul, bă, turcule. De când te-ai făcut așa de cu surgiu? Ei, firai să fii. Și totuși, domnule, oare corabia noastră o să reziste? O știu, o cunosc. Am înfruntat furtuni multe cu ea. Dar totuși... Dar totuși, acum tu de ce ne zurim? Nu înseamnă că faceți nazuri nici tu, nici el. E bine că întrebați. Gherasime, tu crezi că Magellan avea corăbii mai mari? Că erau lucrate cu iscusința de azi? Ca să nu mai vorbim că noi întrebuințăm pânze mai bine împărțite. Că folosim toate învățămintele rămase de la navigatori în sute de ani. Eu zic să nu ne îndoim de corabia noastră. Mai bine să ne întrebăm dacă noi vom fi vrednici de ea. Și asta e de întrebat, domnule. Că din toți, numai dumneata și cu mine suntem marinari. Și Ieremia a umblat pe mări câțiva ani. Și eu? Și tu. Și la urma urmei meseria se învață. Uite, și Haralamb ar putea să înveți. Ce zici, Haralamb? Vrei să mergi cu noi? La ce să vă încurc, domnule? Să învețe, să învețe. Dar până învață înseamnă să trudim noi în locul lui. Da, trudim în locul lui. Luăm, învățăm, Haralamb, facem marinar bun. Nu merg, domnule. Să nu fii supărat pe mine, da? Eu vreau să mă însor. Vreau să intru în rândul oamenilor. Vai de capul tău. O să intri tu în rândul oamenilor când mai călugări eu. Șase e nevoie să fim. N-are rost să ne înghesuim mai mulți. Da, până la plecare mai e timp. O să vedem ce facem. Noroc? Noroc, domnule. Noroc. Ia uitați-vă la mine. Te pomenești că vrei să mergi și tu. Ce să facem cu un copil? Ia spune, Mihule. Aș merge, domnule. Dar eu nu sunt priceput la nimic. N-am mai fost niciodată pe mare. Dar ia-mă, domnule, și am să fac tot ce mi-ți porunci. Zău, nene Gherasime, mă jur că n-am să-ți ies niciodată din cuvânt. La urma urmii, eu zic să luăm. Pe orice corabie e nevoie de un mus. Ce e acela un mus, domnule? Fel de ucenic marinar. O să fie muncă grea, băiet. O să întâmpinăm furtuni și alte primejdii. Și o să treacă ani până o să ne întoarcem. Dacă o să ne mai întoarcem. Merg, domnule. Ieremie, mâine te duci în târg și faci rost de haine marinărești pentru băiatul ăsta. Și pentru Cristea, dacă se hotărăște și el. Nu, domnule. Eu nu merg. Dar Lăbuș, domnule? E, na, asta ne mai lipsea. Câine la bord. Îl luăm și pe el, se înțelege. Noroc. Ia moșul de colea și trage un gât, era chiu bun. Cinstește-ne corabia.
Mă, tu semen cu celălalt. Care celălalt? Cu cărmaciu. Oșneagul ăsta. Nu știu ce cu el. Cred că e cam sărit. De ce mi-ai fi spus că le speranța a luat foc? Nici o scândură nu era arsă. Ha, un bețiv. Da. Nici nu știe ce spune. Poate. Și dacă acum 6 luni la Salonica ai avut un ochi vânăt, mi se pare că eu te-am altoit. Dar te știam pe Penelopa. Eu te știam pe Neptun și acum te văd numai cu o barcă. Capitanul e aici? Ești, vine îndată, dar ce-ai cu el? I-am adus barca. Ai primit-o de zestre? Mai ia, vezi că pot să te altoiesc și eu, auzi? Ușor, palicarule. Pe care ești îmbarcat acum? Pe Orion. Uite, vaporul de dincolo. Aha. Și câte bărci aveți pe el? Vreo 5. Am înțeles. De acum o să fie numai 4. He, să zicem că una a fost legată la pupa și azi noapte curentul a luat-o. Nu se mai întâmplă? Câte parale ți-a dat capitanul? Uite, domnule, a venit un marinar cu o barcă. Câți bani îi dăduși? 2 poli de aur. 2 poli de aur? Dar asta e o avere. Mai ales că o ducem prost cu banii. Dar uite că marinarul e băiat bun și adineaori mi-a spus că vrea să-ți dea un pol înapoi. Nu-i așa, mustăciosule? Hai, scoate polul, că dumnealui cum se cade și nu se duce la capitanie să te reclame. Hai, mă, scoate polul! Acum, lești tu, frumușel, barca la pupa și te întorci la navă pe apă. Să nu te prind că te urci pe chei, că-ți rup picioarele, auzi? Tot așa veneau norii și atunci, că nu se vedea decât când scăte un fulger. Că mare, că cer tot un drac era. Du-te, moșule, că te bate baba cu donița în cap. Ia și tu de be. Bine. Lasă! Jos pistolul! Jos! Lasă pistolul jos! Lăsați-l, că e băut. Așa e că nu erați voi. Dar tu să știi că semeni cu celălalt. Vai că ăla era mai scund și avea o tăietură în obraz. O tăietură în obraz? Și nu-i spunea sotir? Ba da, așa l-a strigat franțuz. Era un franțuz, înalt. Brunet. Dar tu de unde știi, pețivanule? De unde știi? Fine. Hai, spune! Vorbește odată, câine bătrân, spune! Vorbește-mă! Să-l lăsăm să-și vie în fire. Mâine o să spună el tot ce știe. Thank you.
Bătrânul de la far a fost găsit înnecat. A scos Dunăre la mal. Era ultimul om care putea să-mi spună ce s-a întâmplat cu Pierre Vaillant. Dumnezeu cu tine, cârmaci. Nu știm care Dumnezeu, al meu sau al tău. Dumnezeu este unul, fiul. Atunci spune Malach, așa se cheamă. Asta ce este? Busolă este. Busolă? Și a ce folosește? Asta folosește busolă. Dar lumina asta de unde vine? Are busola asemenea putere? Ce să aibă? Soare este, lună este. Atunci cum, cârmaciule? Spune-mi și mie că te văd om luminat la minte. Lampa este înăuntru. Lampa, da. Dar nu se vede. Vrei să-mi arăți și mie? Arăta. Lampa este în jos, luminam sus și vedeam busola. Acum este în oglinda, care ducem la altă oglindă, lumina sus. Nu este soare, nu e asta, lumina de la lampa vine. De la lampa vine așa cum în oțeava sus, să ducem. Asta, asta busola este. Ia uite, nu mai țineam vorbă, mergem, culcam, greșeam drumul, Ismael, treabă facem. Domnul cu tine, fiule. Propădeaul păcătos.